Salutare toată lumea, numele meu este Răzvan și bine v-am găsit la un nou episod dintr-o nouă serie. Pentru că n-am mai avut idee ce să pun astăzi, o să joc World Conquer 4. O să jucăm pe modul Conquest sau nu știu, până dacă am un accent ăsta mai nasol. Da, în fine. Eu am jucat, mai joc jocul ăsta de 3 luni bune. Bine, ăsta e jocul original pentru că există foarte, cam, bine, nu foarte multe, sunt 30 de moduri foarte populare. Eu am instalate niște moduri cu toate upgrade-urile, pe normal nu am toate, am doar câteva. Și s-ar putea să dureze mai mult. Dar vedem. Hai să începem, să nu vă mai lungesc cu intro. Da, și înainte de asta, nu uitați să de un like, un subscribe, un share ca să vadă și prietenii voștri și un follow pe Instagram. Aveți contul meu în descriere, că da, poate uit la final. Ok, deci astăzi cu cine o să jucăm? Trebuie ceva, în fine. Probabil o să jucăm cu România, pentru că este țara noastră. Ca să vă zic ce am făcut eu prima dată, primul try, când am jucat jocul ăsta. Am ocupat cam până la Novori... Novori... Stai un pic. Novosibirsk, aici. Toată partea asta de Uniunea Sovietică, dar m-am atacat chinezii, mongolezii și indienii și a fost foarte greu să mă apăr, așa că am renunțat la traiul ăla. Cum câștigi jocul ăsta? Trebuie să elimini toate țările care sunt versus tine. Avem Germania nazistă, România, Franța, Italia. Hai să începem. Deci, eu cred că știți, puterile centrale. Aici, mapa este desenată foarte ciudat. Dar foarte, foarte ciudat. În fine, eu am o tactică pe acest joc. După cum vedeți, îl avem și pe Antonescu aici. Uitați-l. Mai avem pe Dumitrescu. Da, și hai să jucăm. Deci, tactica mea pentru jocul ăsta. Punem în aplicare. Facem o baricadă mică acolo. Aici o să tragem de peste Dunăre, o să tragem cu mai multe forțe, aliniem la graniță, dăm următorul try. Cei cu roșu sunt inamici, iar cei cu verde, cum vedeți tancul ăsta nazist de lângă orașul Colonia, sunt, adică Colonia de astăzi, sunt aliații noștri. După cum vedeți, îi atacăm pe iugoslavi ca să le luăm și noi puțin teritoriu. În jocul ăsta trebuie să te faci cât mai mare, să zic. Dau foarte puțin damage pentru că nu am aproape niciun upgrade făcut. Am foarte puține upgrade-uri făcute. Așteptăm să se ducă turnul. Probabil pentru acest joc o să jucăm undeva la 20 de minute. Ia să vedem. Dăm și noi un ban. Jbang și jbang. Acum o să luăm... După cum vedeți, acest oraș este Sarajevo din Bosnia de astăzi, capitala Bosniei de astăzi. Dar doar că unele orașe, adică tipul care a făcut jocul, adică cei băieții de la EasyTech, n-au putut să scrie și ei numele la toate orașele, că n-a fost lene. Și după cum vedeți, nu toate orașele au nume, adică, după cum vedeți, acestea din Kazakhstan, doar Astana, adică capitala, are nume în Spania. Toate au nume, dar în Portugalia acest oraș este Porto. În fine. Nu vă mai preta geografie, că după vă supărați cu pe mine că Răzvan dă și nu face episodul. Da, ok, hai să continuăm. Le atacăm pe sovietici. Va trebui să formăm o linie defensivă.
Probabil să luăm cât mai multe trupe, dar doar că acestea sunt resursele, 450 în colțul ecranului, vedeți? Sunt resurse. Ok. Da, hai să vedem. Dăm în turnul aici, că nu mai avem cum să mișcăm nimic. Eu de obicei strâng cât mai multe resurse ca să pot reuși să îmi iau arme și tancuri, tunuri cât mai bune. Să vă zic o chestie sincer. Tunurile astea sunt mult mai bune decât tancurile. Acum trebuie să distrugem Iugoslavia. Acum o să luăm un tun de level maxim pentru că avem banii fici. Probabil o să luăm... Nu știu... Da, cred că o să luăm de aici, de la Saravejo. Avem banii fici. Nu mai avem niciun ban acum. Am spart tankul ăsta sovietic. Stăm pe linie. Nu o să încercăm să-i oprim pe germani din a lua teritoriu pentru că este o șansă să nu mai aibă destulă putere să-i atace pe toți pentru că Germania luptă pe două fronturi. Noi avem doar unul. Să vă zic următoarea tactică. După câteva minute o să vă zic de fapt, m-am gândit mai bine și nici nu știu de ce vorbesc așa de repede, dar vorbesc ca să nu vă plictisesc. Ok. Oare să punem misiunea? Ne, mai bine nu. Uitați, mi-am luat puțin damage la tunul ăla foarte bun. Gata. Iugoslavia este jos. Avem toată Iugoslavia, deci suntem, putem zice că suntem marosani. O să luăm aici niște trupe care să-i crească moralul acelui oraș. Ce putem face acum? Am învățat câteva tactici pentru că m-am jucat foarte multe moduri. Sunt din toate țările. De la chinezi, de la canadieni, de la japonezi, de la sud-coreeni, toate națiile. De la spanioli, de la francezi, toate. Toate pe mâna acum. Da. Dăm un skip turn. Mi se pare, nu știu, să-mi scrieți în comentarii dacă vă place jocul ăsta. Adică mie întotdeauna mi-a plăcut. Îmi plac jocurile de strategie, mai ales cu al doilea război mondial sau cu primul război mondial. Uite, trebuie să fac niște... avem atacuri la București. Am distrus un general grec. Trebuie acum. Să-i să mai ușor așa. Trebuie să facem tactica mea, dar o să așteptăm puțin pentru că avem niște trupe foarte masive. Acesta este un tank de la șmecheros cu Leclerc în frunte. Planul meu este să luăm Lyon pentru că are o fabrică de level 3 și așa o să putem produce tankuri din acestea, cum au naziștii. Ca să avem mai multă putere, pentru că tankurile acestea, mai ales de level 3, sunt foarte puternice. Distrug foarte ușor țintele. Hai să vedem ce mai facem pe frontul cu sovieticii. Am putea aștepta puțin să facem un atac spre Donetsk. Da, o să așteptăm puțin. Nu-i grabă. De fapt, germanii au luat Cracou. Nu știu, pe Warhammer 4 normal e ciudat, pentru că pe celelalte moduri sunt texturi, chestii. Și încă ceva, n-am pus muzica pentru că este posibil să-mi iau copyright. Și nu vreau asta pentru că mi-am luat și am fost taxat cu asta. Ah, am mutat ăla din greșeală. Fac, nu. Ok, o să înaintăm cu aceste trupe prin Italia. Să vedem ce putem să facem, că o trupă franceză a fost distrusă, ceea ce este bine. Sau să nu facem tactica, să facem sau să nu facem tactica. Pentru că mai târziu vor veni niște tankuri de-astea, heavy tankuri de la Moscova și mi-e frică să... Nu mi-au cafteală.
Acum, dar remarca este jos. Acum trebuie să strângem cât mai multe resurse. Este un pic, am vrut să fac ceva, să setez ceva. Vreau să am game speed-ul la maxim, pentru că durează foarte mult un atac. Adică, na, ați văzut deja animațiile. Ok. Hai să dăm în asta. Nu prea face și diferență, dar... Na. Aparent, Govorov de la Donetsk a venit să ne atace. Este foarte puternic, deci vom avea probleme la Cluj-Napoca. Va trebui să luăm un tank. Să mai cyclim puțin aici. Da. Ok. Ne mișcăm cam greu. În atacul de la vest. Game speed-ul e la maxim, dar... Nu cred că... mă enervează grid-ul ăsta, nu știu. Hai că l-am scos, că nu știu, pare enervant. Pe voi nu vă enerva? Oh, nu, ăsta. Da, așa. Părea enervant. U-I-U-A-A. Hai să luăm un tank foarte, de-asta foarte puternic. Dumitrescu, hai să-l trimitem la București pentru că și-a luat foarte mult damage. Pentru că acum generalul a plecat din Donetsk, noi o să atacăm și o să luăm orașul. Acest tun o să-l trimitem în sud. Vreau să facem o schemă, cumva să luăm prin munți pe aici, să trecem prin Elveția și să ajungem pe undeva pe aici. Pe aici, într-un fel. Bine, poate dăm o linie de la Maginot, dar... N-ai ce să faci. U-I-U-A-A. Uite, ați văzut cât de repede i s-a încărcat viața acelui tun? Tank, de la Paris. Mamă, ce repede trece timpul ăsta. Deja 10 minute. Am făcut level 2, ceea ce este bine. Nu. Ah, de ce nu pot să iau mai înainte? Deci mă enervează că n-am tractare foarte bună la tunurile acestea. Ia mă, care ești? Hai că ne luăm și noi de meci dacă e ceva, dar... Așa, ne-am mutat în partea asta, nu mai are cum să dea tureta aia noi. Sau bunkerul, nu? Da, bunker. Da, o luăm pe aici. Să nu ce mai facem prin partea asta, suntem bine. Ok. Ah. Jocul ăsta e și pe calculator. Inițial am vrut să jucăm Hearts of Iron 4, să instalez din nou Bandicam-ul, dar doar că, nu știu, știți că pe Steam este cu $40, eu am găsit-o, adică e un tutorial free, dar doar că la laptopul meu de o eroare și nu merge, nu știu. Acum ce are? Antonescu și-a cam mult damage. În fine... Ăsta, Govorov, e mort, oricum. Bine, e și tank slab. E general cât de cât bun în ce... Bine, ce general avem eu, da. Dar în același timp este foarte... Oh. 4-părul ajunge doar până în Zurich. Deci, este cam slab 4-părul nostru. Probabil cu această armă o să putem să luăm Lyon. Sperăm. Ok. Ia să vedem ce mai putem face. Nimic. Da. Cât avem de... cât am filmat? 14 minute. Mai avem 6 minute. Deja văd aici niște move. Deci cred că spaniorii au luat restul. Avem foarte multe nave inamice, deci Germania va cădea sigur curând.
Noi va trebui să supraviețuim cu Italia și cu Spania, pentru că ei sunt foarte puternici. Dar Spania va cădea și vor cădea și ei pentru că americanii vor face o barcațiune. Oh, și am luat Lionul! Este bine. Ok. Deci cu trupa asta o întoarcem pentru că nu mai avem ce să facem cu ea. Bun. Ok. Am lăsat cu foarte puțină viață, deci sper să moară. Ok. Ce mai putem face? Nimic. Deci cred că o să dăm așa. Oh, dude, e atât de nasoală chestia asta, e blocat pe germani. Le-am dat landlocked. Oh, my days, dude. Oh, fuck. Ok, sper ca băieții mei să ia linia defensivă de defensiva aia. Oh, fai de capul meu. Va trebui să întoarcem puțin operațiunea. Vom mai sta puțin până vom primi suportul necesar de la Lyon. Până atunci, cred că o să încercăm să dăm jos Grecia. Pentru că, cum îi zice, Uniunea Sovietică este mai greu de dat jos. Adică o să dureze vreo 3 episoade până o dăm jos, dacă facem așa 20 de minute, știți? Am filmat 16 minute până acum. Mai avem 4 minute la dispoziție. Acum putem să luăm un tank foarte mare. 832. Ok. Acum suntem bine. Deci cu tankul ăsta o să distrugem foarte multe chestii. Ați să vedeți ce o să facem. Oh, alou. Au venit egiptenii. Vai de capul meu. Cred că ar fi o idee mai bună să-l mut pe Antonescu la Belgrad, pentru că, după cum vedeți, chestia asta cu supply depot este mai mare decât la București și probabil o să și un hit. Oh, Antonescu e jos? Oh, tipul. Antonescu e jos. Oh, no. Ok, ce mai avem? Nu mai avem nimic de făcut decât să ne retragem puțin din Bulgaria. Abia acum au reușit să bată Olanda, germanii. Nu știu, îmi vine să zic Netherlands, că eu am învățat jocul ăsta pe engleză. Oh, mi-am luat, fuck, mi-am luat mult damage. Pe bune! Ok. Mă enervează foarte mult pentru că și mai are și puțină viață tankul. Pentru că n-am upgrade, deci pe joc, pe modul care mă joc eu în fiecare zi, ai foarte asta e problema. Ok. Trebuie să retragem trupele astea, să-i dăm jos. Sunt foarte slabe, adică vreau să zic că sunt foarte, foarte slabe trupele. N-am niciun upgrade făcut, asta e faza, abia aștept să jucăm pe moduri. Dar doar că vreau să dăm un win cu aceste... cu... pe Warganger for normal. Sper să reușim să dăm win-ul ăla. Doamne ajută, acum n-am ce să zic. Aoleu, cât damage mi-am luat. Este foarte foarte mare. Pe bune? Și acum trebuie să mă reîntorc din nou. Nu, asta e troll. Da, mai avem puțin de filmat. Deci după treia asta cred că o să-i punem capăt acestui episod. Da, sigur o să-i punem capăt aici. Deci, mulțumesc că v-ați uitat la video, cine s-a uitat, depinde. Sper că v-a plăcut.
V-am zis la început ce să faceți, deci, pa, pa, tuturor!